În cele mai multe județe din țară, dar și în Dâmbovița, niciun medic de familie nu mai eliberează începând de ieri rețete compensate sau trimiteri. Nemulțumirile medicilor de familie sunt legate în principal de lipsa banilor. Știți că se introdusese acel buget orientativ de medicamente care însemna că pentru o anumită afecțiune, nu știm exact cum ar fi fost, trebuia să dăm pacienților, să ne încadrăm într-o anumită sumă. Nu puteam alege cui dăm rețetă în regim compensat și cui nu dăm. Datoria noastră și ceea ce am învățat și ceea ce am și jurat este să ne tratăm în mod egal toți semenii, indiferent de sex, de religie, de stare economică, socială, vârstă și așa mai departe. Deci nu puteam să facem acest lucru. Fac o paranteză, noile norme, cel puțin până acest moment, n-au apărut, deci nu pot să știu dacă acest articol s-a menținut. Se spune că a fost scos. La ora actuală nu știm. În partea cealaltă, finanțarea nu a fost niciodată a cabinetului meu, mea personală. Finanțarea a fost a cabinetului. Cabinet dr. Dumitrescu Ileana, care înseamnă încă doi asistenți cu normă întreagă, înseamnă femeie de serviciu, sigur că parte am, pentru că m-am și cu colega, și mai înseamnă și contabilul, care, fără de care nu se poate. Costurile cabinetului și, de fapt, acestei clădiri, care este foarte mare, avem și curte pe care o vedeți, sunt cele care sunt. Și nu în ultimul rând, pe lângă ceea ce v-am spus, suntem și noi medicii. Din 2008, finanțarea noastră a scăzut 40-45%. Anul trecut, în 2010, în sistem bugetar, s-au redus cu 25% salariile, care între timp au început să se mai dea, nu mai spunem. 9 ni s-a scăzut din 2009. Am avut reducere și în 2010. Sigur că nu a fost la 1 iulie, a fost la 1 aprilie, că a apărut, știți, medicii de familie n-au avut scădere la 1 iulie. Nu, pentru că noi am intrat în contract la 1 aprilie și scăderea a fost la 1 aprilie 2010. Acum, normele care erau publicate ca și proiect pe site-ul Casei Naționale arătau o valoare de punctaj pe care noi ne-ar fi desfințat. Pentru moment, doctorii nu s-au gândit să ia bani de la pacienți pentru serviciile medicale și așteaptă rezolvarea de la autorități. Medicii de familie amenință că dacă nu vor primi suficienți bani să-și desfășoare activitatea, vor închide cabinetele, la mijloc fiind prinși ca de obicei pacienții. Credeți că este îndreptățit protestul medicilor de familie? Bineînțeles că da, că suntem bolnavi, cel puțin eu sunt și diabetică pe insulină și am și tratament care nu pot să-l iau. N-am pensie cât costă tratamentul. Veniți des la cabinet? Des. Până acum beneficiați de rețete, vă dau rețete. Da. Domnul asta îndreptățiți medicii care nu vor da, să merge. Sigur că da, deoarece am un copil cu o boală incurabilă, cu miopatie și necesită tratament lunar și supraveghere și trebuie să merg lunar la medicul de familie să pentru acum, cu noile norme ar fi practic imposibil să mai da, este imposibil. Imposibil și nu sunt de acord cu hotărârea care a fost luată. Rețetele compensate vor putea fi luate acum o dată la 3 luni, situație cu care pacienții nu pot fi de acord pentru că din punct de vedere financiar aceștia nu își pot permite.